Bine v-am regăsit la o nouă etalare interactivă. Haideți să facem astăzi o etalare interactivă, să vedem ce gândește partenerul sau partenera dumneavoastră despre voi, ce simte și ce se va întâmpla între voi cu relația voastră pe viitor, ca o concluzie. Bun, avem trei variante. Prima variantă, pietricica pestriță, a doua, cristalul, și a treia, piatra verde. Bun, vă voi lăsa câteva secunde să vă alegeți, să vă gândiți foarte bine la persoana respectivă înainte să alegeți. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Bun, haideți să vedem. Pentru cei sau cele care ați ales varianta 1 cu pietricica pestriță, ce gândește, ce simte și ce se va întâmpla cu relația voastră. Bun. Ce gândește despre dumneavoastră? Clar, aici a existat o problemă. Clar, cred că majoritatea care ați ales varianta 1 sunteți despărțiți. A existat în primul rând o ceartă foarte mare sau poate mai multe certuri, o infidelitate. Cineva s-a implicat în această relație, cineva a intervenit. Ori este posibil să fie vorba despre o persoană care este din familia partenerului sau a partenerei, mamă, mătușă sau pur și simplu cineva din familia partenerului sau poate chiar din familia dumneavoastră care s-a opus. Sau poate fi vorba despre o a treia persoană care a intervenit în această relație. Bun, se pare că partenerul în momentul ăsta ce gândește sau partenera despre dumneavoastră se simte înfrânt sau înfrântă. Simte că a pierdut această bătălie, simte că cumva v-ați distanțat de această persoană, se simte legat de mâini și de picioare, nu poate face nimic, încearcă sau își dorește să facă ceva pentru această relație, însă nu mai poate, simte că nu mai poate face nimic. Se simte ca o pasăre în colivie, pur și simplu poate fi vorba și despre o persoană care este căsătorită sau pur și simplu poate fi vorba despre dumneavoastră care sunteți căsătorite sau căsătoriți, și ați încercat să aveți o relație, iar persoana respectivă pur și simplu n-a putut să renunțe la partenera sau partenerul stabil sau dumneavoastră n-ați putut să faceți acest lucru și de aceea aceasta este una dintre variante, nu se aplică la toată lumea și de aceea să se fie ajuns în această situație. Bun, ce simte pentru dumneavoastră? În momentul de față simte clar că nu mai este ce a fost înainte. Simte că dumneavoastră v-ați distanțat și că nu mai aveți sentimente. Clar vă iubește foarte mult, însă simte o foarte mare tristețe, o foarte mare pierdere. Simte că nu mai poate ajunge unde își dorește, la o căsătorie, la o relație de lungă durată, la un viitor împreună. Simte că vă doriți să mergeți singuri pe acest drum. Pur și simplu nu mai doriți această persoană și cred că nu simte greșit, acesta este adevărul, că dumneavoastră practic v-ați săturat de o situație în care a stat și nu mai funcționează și ați decis să mergeți mai departe fără această persoană. Clar simte că nu mai este acea afecțiune și acea atracție și acea chimie de la început. Exact cum am spus la început, simte că a pierdut această bătălie. Ce va fi pe viitor? Și ce se va întâmpla cu această relație? Clar, această relație mai are o șansă. Chiar dacă situația se prezintă așa, în momentul de față, și această persoană simte că a pierdut această bătălie și dumneavoastră pur și simplu sunteți într-o stare foarte proastă și v-ați pierdut orice speranță, clar această relație mai are o șansă. Va exista o reapropiere între dumneavoastră și acest partener sau această parteneră. Mai mult dorința va fi din partea
celui sau cele de care ați întrebat. Clar, îi va fi foarte greu să vă recucerească. Aveți foarte mulți admiratori sau admiratoare, însă va exista un final fericit. Veți fi împreună cu această persoană, vă veți reîndrăgosti, vă veți reapropia și va exista o continuitate. Clar, această persoană vă iubește. În momentul de față se simte la pământ. În momentul de față simte că nu poate face nimic. În momentul de față simte că nu poate să primească iertarea dumneavoastră. Simte că v-a trădat prea mult sau că v-a mințit prea mult sau a greșit prea mult și nu mai poate obține nicio șansă de la dumneavoastră. Însă clar va exista o schimbare în viitorul apropiat și chiar clar va exista o schimbare în primul rând la cel sau cea de care ați întrebat. Se va schimba în bine pentru dumneavoastră pentru că își dorește și pentru că vă iubește și pentru că și-a dat seama practic ce persoană a pierdut, ce persoană sunteți dumneavoastră, câte calități aveți și de faptul că vă iubește foarte mult și nu realizase oarecum aceste lucruri în timpul relației dumneavoastră. Poate că vorbim despre o persoană care a dormit un pic și nu a realizat că vă poate pierde și ce persoană specială sunteți. Clar, la varianta 1, la etalarea numărul 1, va exista o continuitate la această relație și clar îi veți mai da o șansă acestei persoane, însă după foarte multe încercări, această persoană va trebui să lupte foarte mult și va lupta foarte mult ca să ajungă la inima dumneavoastră și să obțină iertarea dumneavoastră. În momentul de față pot să spun că la varianta 1 pentru cei sau cele care ați întrebat de această persoană și ați ales, aveți, cum am spus, foarte mulți admiratori sau foarte multe admiratoare. În momentul de față vorbiți cu foarte multe persoane și poate de ce nu ați început să vă întâlniți cu altcineva sau veți începe să vă întâlniți cu altcineva. Iar această persoană va fi foarte afectată de acest lucru. De aceea spun că va trebui să lupte foarte mult ca să reușească să vă obțină înapoi. Bun, aceasta a fost varianta numărul 1. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta numărul 2, cristalul. Ce gândește? Ce simte pentru dumneavoastră? Și ce se va întâmpla cu această relație? Bun, haideți să vedem. Etalarea numărul 2 pot să spun că nu este atât de pozitivă. Ce gândește despre dumneavoastră? Clar gândește că sunteți o persoană mult prea naivă. Mult prea... poate pot să vorbesc despre o zodie, văd o zodie aici, zodia balanță sau zodia săgetător. Mai văd zodia pești și de ce nu vărsător. Clar gândește despre dumneavoastră că sunteți o persoană foarte naivă. Sunteți persoane foarte naive. Asta gândește, nu că sunteți. Persoane foarte bune la suflet. Persoane foarte oarbe, ca să spun așa. Vă consideră persoane foarte slabe. Persoane ușor de manipulat. Gândește despre dumneavoastră că sunteți ușor de manipulat. Clar, această persoană gândește că vă poate manipula, gândește că oricând, dacă sunteți certați, oricând vă poate întoarce înapoi, oricând vă poate obține înapoi, oricând, clar este că vă consideră persoane foarte atractive, persoane foarte senzuale, persoane foarte, mai mult pe partea aceasta, ca să spun așa, sexuală, persoane foarte atractive, cum am spus. Însă și ușor de manipulat. Persoane copilăroase, persoane bune la suflet, persoane care, în primul rând, gândește despre dumneavoastră că sunteți foarte îndrăgostiți de persoana de care ați întrebat. Sunteți foarte vulnerabile sau vulnerabili. Ce simte? Ce simte este că poate obține oricând ceea ce își dorește.
Clar vorbim despre o persoană care este foarte interesată sau interesat pe partea financiară, o persoană care își dorește să ajungă foarte sus. Vă consideră o persoane foarte independente, persoane foarte realizate. Oricum vă consideră cumva mai sus, mai presus decât ei. Aici nu vorbim despre dragoste, nu vorbim despre afecțiune, vorbim despre o persoană foarte egoistă, de care ați întrebat, o persoană foarte narcisistă, o persoană foarte mincinoasă, care vă manipulează foarte mult. Pot să spun chiar despre o persoană care vă face foarte mult rău și v-a făcut foarte mult rău, realizează acest lucru și continuă să o facă. Clar, am spus, nu vorbim despre dragoste. Ce simte pentru dumneavoastră sunt interese, scopuri, și pe partea sexuală și pe partea financiară. Această persoană se simte învingătoare sau învingător, indiferent de situație. Simte că nu poate să piardă în fața dumneavoastră, clar. Simte că orice a spune, văd o situație în care v-ați luptat foarte mult, ați vorbit foarte mult, v-ați contrazis foarte mult, însă această persoană a ieșit întotdeauna învingătoare datorită faptului că știe să vă manipuleze foarte bine și datorită faptului că știe să vă închidă gura cu anumite psihologii, ca să spun așa, foarte bine puse la punct. Clar, această persoană vă consideră în același timp, simte față de dumneavoastră că sunteți o opțiune. Această persoană mai are multe alte variante și opțiuni pe lângă dumneavoastră. Nu sunteți singura persoană cu care a încercat să facă acest lucru sau cu care încearcă să facă acest lucru. Simte că, cum am spus, poate să iasă învingător sau învingătoare indiferent de ce răspuns sau de ce rezultat va avea această situație. Adică dacă dumneavoastră nu-i mai dați bani sau dacă dumneavoastră nu mai vreți să aveți o relație pe partea sexuală pentru că această persoană își dorește, are scopuri financiare și sexuale, ca să spun așa, simte că are oricum alte opțiuni și că poate reuși. Însă se înșeală foarte amarnic pentru că această persoană, din câte văd, va rămâne singur sau singură și va realiza că ceea ce face nu i-a adus niciun bun și nu i-a adus absolut nicio fericire. Asta și se prevede în viitorul apropiat. Clar, veți renunța la această persoană. Clar, vă veți despărți. Va exista un final. Încă nu. Încă nu. Va mai dura o perioadă. Va exista un final în această relație. Veți demasca această persoană, veți realiza că trebuie să aveți curajul să mergeți mai departe, să ieșiți din această relație și situație toxică, bolnăvicioasă, care v-a adus numai rău, numai lacrimi și numai suferință. Această persoană va rămâne, cum am spus, singur sau singură. Pur și simplu va realiza că ceea ce a încercat să facă sau pe ce premiză merge sau pe ce scopuri merge nu-i aduce nimic bun. Însă va realiza mult prea târziu, pentru că în momentul în care va realiza acest lucru, dumneavoastră nu o să mai vreți această persoană și o să renunțați definitiv. Deja sentimentele dumneavoastră sunt, ca să spun așa, poate sună urât, de scârbă, de repulsie. V-a făcut mult prea mult rău ca să mai reușiți să mai treceți peste. Însă cu toate astea îi veți mai acorda, poate vorbim de o șansă, două, și într-un final veți renunța. Bun, aceasta a fost și varianta 2. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales varianta 3, ultima, cu pietricica verde. Ce gândește? Ce simte? Și care va fi viitorul acestei relații? Haideți să vedem. Ce gândește? În primul rând, și la a treia variantă, vorbim tot despre o persoană care este foarte, foarte, se crede mult prea presus. Clar, gândește despre dumneavoastră, în primul rând gândește despre dumneavoastră, că sunteți persoane
În primul rând, simte că vă poate manipula foarte ușor. Vorbim despre o persoană care are foarte multe vicii. Vorbim despre o persoană poate care iubește alcoolul sau care iubește anumite are anumite vicii, anumite substanțe, de droguri sau patima femeilor. Gândește-te despre dumneavoastră că în primul rând se poate realiza alături de dumneavoastră financiar. Vorbim despre o persoană care are probleme financiare. O persoană care a văzut în dumneavoastră o oportunitate. O ușă către succes. Gândește că sunteți niște femei sau bărbați foarte frumoși sau frumoase, atractivi. Cumva că sunteți descurcăreți sau descurcărețe. Persoane foarte puternice, persoane foarte realizate, persoane foarte independente. Acest lucru gândește despre dumneavoastră, însă gândește că și că indiferent ce ar face, dumneavoastră îi veți accepta, sau probabil că asta ați făcut în trecut, viciile, patimile, infidelitățile, pentru că vorbești și despre o persoană foarte infidelă, o persoană care consideră că orice ar face are o scuză pentru asta și că dumneavoastră acceptați. Ce simte pentru dumneavoastră, vorbim ca și la varianta 2, simte că sunteți persoane foarte frumoase, simte o atracție pentru dumneavoastră, însă nu vorbim de sentimente, vorbim la fel de scopuri. Vorbim de scopuri financiare. Aici nici măcar nu vorbim de scopuri sexuale. La varianta 2 puteam să vorbim despre scopuri sexuale, însă la varianta 3 vorbim numai de scopuri financiare. Sau pur și simplu de favoruri. Simte că alături de dumneavoastră ar ajunge undeva sus. Simte că sunteți o ușă către succes, o oportunitate, o afacere. Îmi pare rău să spun acest lucru, însă această persoană este o persoană diabolică, pur și simplu. Dacă vorbim despre un bărbat, poate putem să vorbim despre un bărbat din zodie de foc, poate sau de un bărbat pur și simplu din zodia Capricorn sau Fecioară. Însă este, sau de ce nu gemeni, însă este o persoană pur și simplu diabolică. O persoană care știe că aveți sentimente de dragoste, știe că iubiți, știe că suferiți, însă simte că, indiferent dacă vă face să suferiți foarte mult sau indiferent că vă pune la pământ cu ceea ce face, continuă planul până la capăt. Și să știți că această persoană nu se va lăsa până nu va obține de la dumneavoastră ceea ce își dorește. Vorbim despre o persoană care în viitorul apropiat, pentru că am întrebat ce viitor va avea această relație. Pur și simplu această persoană va avea succes în ceea ce privește relația dumneavoastră. Nu veți renunța la această persoană. Veți considera, în multe dintre cazuri, țin să precizez că nu se aplică pentru toată lumea. Nu toată lumea se regăsește în această poveste. Dar majoritatea sunteți persoane care sunteți realizate financiar sau persoane independente sau persoane care aveți posibilități și această persoană despre care ați întrebat se va realiza cu ajutorul dumneavoastră sau lângă dumneavoastră sau va simți că este într-un confort alături de dumneavoastră, iar dumneavoastră veți merge pe premiza dacă eu am, de ce să nu fac un favor acestei persoane sau de ce să nu țin această persoană la căldurică lângă mine? Clar, această persoană va avea succes. Viitorul va fi împreună. Însă această persoană, această relație este una strict de afaceri, strict de finanțe. În niciun caz nu vorbim de sentimente, în niciun caz nu vorbim de atracție, în niciun caz nu vorbim de dragoste. Din păcate, pentru cei care ați ales varianta 3, vă complaceți în această situație și vă veți complace în ea și în viitorul apropiat, pentru că simțiți pur și simplu că această persoană merită efortul dumneavoastră, dar nu este adevărat. Puteți găsi ceva mult mai bun, meritați ceva mult mai bun, iar această persoană stă cu dumneavoastră doar pentru un scop sau va sta cu dumneavoastră în continuare doar pentru un scop. Dar pur și simplu aceasta este decizia dumneavoastră. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 3.
acesta a fost videoul de astăzi interactiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.